Polițiștii brigăzii rutiere au organizat o razie pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație, iar surprizele nu au întârziat să apară. Mai mulți șoferi au fost prinși băuți sau drogați la volan și s-au ales cu dosare penale și amenzi usturătoare. Sub influența substanțelor psihoactive. Faptă prevăzută și pedepsită de articolul 336, alineatul 2 din codul penal. Nu știu ce ai consumat, aparatul ăsta a arătat, o să mergem la NML, o probă de sânge și una de urină, da? Polițiștii au verificat în detaliu mașinile șoferilor prinși drogați la volan. Acțiunile polițiștilor de acest gen au început să dea roade, iar numărul sancțiunilor au scăzut. Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost oprit în zona Piața Dorobanți. În urma testării cu aparatul drug test a rezultat o valoare pozitivă pentru consum de două substanțe. Acesta a fost condus la INML în vederea recoltării de probe biologice. În acest context a fost întocmit și un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.